crucea, prin îngropare și prin învierea sa. Iar el, venind în Ierusalim, spre patima cea de bunăvoie, poporul care ședea în întuneric și în umbra morții, luând semnele biruinței, adică ramuri de copaci și stâlpări de finic, mai înainte chipuind învierea la un întâmpinat, însuți stăpâne, și pe noi care urmând pilda acelora, în această zi, mai înainte de prăzbuire, ținem în mâini stâlpări și ramuri de copaci, păzește-ne pe noi, Doamne, și ne întărește. Că precum acele popoare și pruncii au strigat ție, Osana, așa și noi, cu laude și cu cântări duhovnicești, să ne împredeșim făcătoare de viață în vierice a treia zi, întru Iisus Hristos, Domnul nostru, cu care împreună ești binecuvântat cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău. Acum și pururea și în veci, veci și bună.